Să mai facem din când în când o pauză de vorbit, este foarte sănătos, nu doar dacă avem laringită și este necesar din punct de vedere medical repausul vocal, ci și pur și simplu așa în viață. E important ca din când în când să ne mai oprim din vorbit. Asta în cazul celor care vorbesc mult, unde o categorie în care mă, prin care mă număr și eu. Este vorba clar despre un studiu efectuat de specialiștii de la Universitatea din Missouri. Studiul um, studiu care spune că un om își petrece aproximativ 45% din timpul um, în care este treaz ascultând și uh, 30% din timp vorbind. Restul timpului mai face și alte treburi. Uh, dar, mă rog, chiar dacă procentul de ascultare zice că e mai mare decât cel de vorbire, acest studiu arată că Oamenii nu știu să uh, asculte foarte bine și că, din păcate, uh, în cazul unor prezentări, spre exemplu, uh, care țin uh, 10 minute, uh, omul rămâne cu 50% din informațiile, doar jumătate din informațiile care au fost prezentate. Iar în următoarele două zile cu jumătate din acea adică cu 25%. Practic, dintr-o prezentare care... Pe care ai urmărit-o, da, deci în medie, persoanele care merg la conferințe, dezbateri și așa mai departe. Li se prezintă uh, lucruri, informații importante timp de 10 minute, ajung acasă cu 50% dintre ele, cu reținerea 50% dintre ele, iar peste două zile, uită jumătate și uh, ajung practic să asimileze doar un sfert din informațiile prezint, pre, uh, primite la cele prezentări. Asta parcă îmi ridic așa un beculeț și mă face să înțeleg de ce de foarte multe ori la diferite conferințe științifice ne sunt prezentate studii extrem de elaborate, foarte lungi, în așa fel încât măcar 50% din informațiile respective, și ulterior 25% din ele să ne rămână în minte informațiile acelea esențiale, concluziile uh, la care au ajuns respectivele uh, proiecte, cercetări și așa mai departe, scopurile pe care și le-au atins uh, uh, acele uh, proiecte. Să ajungă până la urmă la uh, creierul nostru, și să reușim să înțelegem și să rămânem cu această informație, și uh, mai târziu. Uh, de aceea, dacă vi se pare că sunteți plictisiți la sfârșitul unei uh, discuții sau la sfârșitul unui, uh, unei prezentări care durează o grămadă. Uh, ore întregi, gândiți vă că omul acela știa despre studiul uh, realizat de uh, cercetătorii de la Universitatea de Missouri. Uh, studiu care spune că doar 25%, în medie 25% din informațiile prezentate, uh, într-un interval de doar 10 minute, gândiți vă ce se întâmplă după cele 10 minute, da? după cele 10 minute, minute urmează încă o oră, două, trei în uh, anumite uh, situații uh, la care Sigur că se adaugă o rată foarte mică, un procent foarte mic dintre informațiile pe care le-am urmărit să fie reținute, și totodată, în facultate, aveam orele acelea de 50 de minute și pauzele de 10 minute. Gândiți-vă că nu ține până la urmă de noi, ci de capacitatea noastră de a asimila, și că, în medie, în mod normal. Uh, un student aș putea să generalizez, să spun că până la urmă și ei sunt oameni și persoane, uh, Chiar dacă au uh, o poftă de viață și uh, un alt program, uh, studenții, uh, noi când eram studenți, uh, uh, era absolut ceva normal să asimilăm doar o jumătate din uh, informațiile primite la oră și peste două zile să uităm uh, o parte din ele, în așa fel încât în momentul în care învățai pentru examen, realizei că 75% cel mult a, a, rămăsese să, să înveți, dacă nu cel puțin a, rămăsese de învățat. Deci 75% uitasei. Aveai 14 cursuri un sfert din ele îți mai aminteai vag, un sfert din informațiile prezentate în cursurile respective pe care le aveai de învățat pentru examen, le mai țineai în minte, restul nu mai știai nimic despre ele. Da, este foarte interesant, nu știu ce ar trebui să facem pentru a ne antrena mintea să învățăm mai mult. Aici, în studiul pe care l-am prezentat mai devreme, pe care l-am menționat mai devreme, nu spunea care sunt un maxim și un minim, adică eu știu geniile, belevi, premianți, studenții cei mai buni, șefii de promoție și așa mai departe, cam cât din prezentările la care au participat, din informațiile prezentate la oră, își amintesc și cât uită, adică să spunem că este 25% o medie, dar care ar fi cel mai mult și care ar fi cel mai puțin. E Aici depinde și de foarte mulți factori, de nivelul de interes al studentului, al persoanei care ascultă prezentarea respectivă și o grămadă de... Uh, al stimuli exterior. Dar oricum, interesant este că nu prea știm să ascultăm, că vorbim destul de mult și că repausul vocal nu este necesar numai celor care suferă de laringită, și nu este necesar doar din punct de vedere medical, ci este necesar și pentru liniștea noastră interioară, ca din când în când, și vă spun din proprie experiență, să mai luăm o pauză de vorbit. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, să fim sănătoși!